Peste 30 de persoane, printre care doi copii de 4 și de 6 ani, au fost spitalizate cu intoxicații alimentare. Medicii spun că pacienții sunt în stare grav medie. Intoxicația în masă a fost provocată de consumul alimentelor la o cantină a companiei germane Draxelmeier, rezidenta zonei economice libere Bălți. Vladimir spune că a fost internat la spital miercuri după ce starea lui de sănătate s-a agravat brusc. Bărbatul a mâncat la cantina întreprinderii și zice că a simțit că ceva nu este în regulă cu mâncarea consumată. Am mâncat la orele mas, la ora 20-30, la cantina uzinii. La ce ați mâncat? Macaroane cu brânză și bătute. Și nu ați simțit nimic la început? Deci am simțit un miros de la bătut, deși nu-i plăcut. Și la care n-am mâncat atât. Bărbatul spune că a observat și anterior că angajații cantinei nu ar fi respectat regimul de păstrare a alimentelor. Doamna de la distribuirea hranei am întrebat-o când i-a turnat chefirul în pahar. Asta era în tura de noapte, pe la orele 4:30 noaptea. Eu răspuns că dimineața l-a turnat. Dimineața, adică cu undeva cu 12 ore înainte. De 12 ore înainte și de chefir în pahar. Majoritatea persoanelor cu intoxicații au fost internate miercuri după ce marți s-au alimentat la cantină. Am fost internat. Când ați mâncat? Data de 15, în noapte, la orele 3. Tot am mâncat bătută cu cartofi pire. M-am înțeles, suntem mulți, dar ce cu ei, nu știu. Și ce veți face? Veți încerca să scrieți o plângere la adresa lor? Nu știu, nu. Când eu, то есть, во вторник я ел нормально. То есть, что я ел? Картошку ел обычную, то есть, вареную. То есть, не пюре. И ел, по-моему, фасоль ел. И был какой-то запах, неприятный вкус, вы почувствовали? Нет, не мог почувствовать. То есть не чувствовал приятного запаха. Абсолютно. Очень плохо уже стало в среду, то есть непосредственно на смене. Когда заступил на работу, у меня резко поднялась температура. Администраторul зоной экономичи Либере Бълți, Марин Чобану, a explicat pentru TVN că Draxelmeier nu administrează această cantină, ci un agent economic contractat de companie. Deci cantina care alimentează muncitori cu mâncare nu aparține companiei Draxelmeier. Ar putea fi un focar, nu știu, poate din extern s-a adus niște carne sau și produse alimentare, poate care nu au corespuns calității. Starea pacienților este grav medie, spun medicii. Printre cei afectați se numără și doi minori, care ar fi mâncat acasă ruladă cumpărată de bunica de la aceeași cantină. La moment sunt 16 persoane. Toți pacienții au venit cu plângeri de febră, dureri abdominale, grețuri, vomi, scaune, lichide, câteva ori, 4, 5, 6 ori. Starea grav medie, la moment primesc tratamentul necesar. Șeful Agenției pentru Sănătate Publică Bălți, Veaceslav Chișlari, spune că de la cantina în cauză au fost prelevate probe pentru a depista cauzele care au provocat intoxicarea oamenilor. La moment nu putem spune concret agentul patogen, nu putem spune concret sursa de infecție, fiindcă toate probele prelevate sunt în lucru. Deci sunt înștiințați și instituțiile medicale pentru, în caz de adresare, în caz de depistare, de a ne anunța și de a coordona situația creată. Contactat prin telefon, administratorul cantinei cu pricina spune că nu știe ce ar fi cauzat intoxicațiile. El zice că e în așteptarea rezultatelor de laborator, care, potrivit specialiștilor, vor fi anunțate la începutul săptămânii viitoare. Până nu se face probe de analiză, sunt veterinari, sănăpidul, au luat probe de tot. Să vedem care e pricina. Nu dăm seama care e pricina aici. La compania germană Draxelmeier din Bălți muncesc peste 5.000 de oameni.